prezenta. A venit timpul să-i pedepsim pe cei care au făcut posibilă venirea la puterea reginei Elion, Elborn și Miriadel. Ei au protejat-o, au ascuns-o pe pământ, ei trebuie să plătească. Vom fi nemiloși! Atunci, înainte, îngenunchează-i pe necredincioși și pedepsește-i! Și cum îi păcălim pe cei doi să iasă din palat? Nu putem face acest lucru! Nerissa are intenții bune, dar gândește puțin. De ce să lovim țintele mici când Elion este cea care merită într-adevăr răzbunarea noastră? Regina este prea puternică, cum să... Pentru a cuceri pe regină este nevoie de ceva mai mult decât cavalerii. Este nevoie de un prinț! Trill, ce s-a întâmplat? Ghinion, intră cu lumina. Povestește mai multe despre bijuterie. Ce a însemnat aceasta pentru mama mea? Și cum erau în realitate ea și cu tatăl meu? M-au iubit? Regina Veira și consortul regal Zaden te-au iubit mai mult decât viața lor. Tu erai adevărata bijuteria coroanei lor. Mai mult? Vreau să știu mai mult. Poate că există o cale. Livrarea comenzii, 30 de minute sau mai puțin. Este timpul să pedalezi. În regulă, am sosit. În sfârșit. Să nu vă plângeți, voi sunteți toate în vacanță. Eu sunt o sclavă de vară. Mai bine decât să te plictisești pe plajă. Sau mama mea și turul muzeelor. Ori munți de țânțari. Au! Miros a ouă fuiang. Eu miros a parfum fabulos. Am cardul platinum al lui tata. Caviarul e grozav. Primim alge marine mâine. Nu lipsește decât... Calep? Păieți? Sunteți în patru feluri de paradis și nu vă gândiți decât la următoarea voastră întâlnire? Elin, sper că într-o zi te vei gândi și tu la prima ta întâlnire. Imposibil! Nu eu! Niciodată! Eu! Acel mugu gaipa nu ajunge singur! Poți să-ți întâlnești părinții înălțimea ta, în amintiri. Nu am nicio amintire cu ei. Dar Trill are. Iar în vechea cameră de meditat, puterea ta vă poate duce pe amândouă în transă, ca să vedeți amintirea ei. N-am vrut să spun asta. Este în regulă înălțimea ta. Trebuie să te duci acolo unde te conduce inima. Mă va duce întotdeauna înapoi la voi. Voi sunteți cei care m-ați crescut. Și noi te iubim pe tine, copilă. E normal să fii curioasă să afli despre părinții tăi. Hai, du-te.
revenit înapoi, Miranda? N-am crezut niciodată că te voi revedea. După ce m-ai lăsat să putrezesc aici? Nu, stăpâne, am strâns forțe ca să te readuc pe tron. Tracker, acum! Libertate! În sfârșit, răzbunarea va fi a noastră! Nu există scăpare de aici. Cornul din alarmă. Hobos este liber. Vreme bună pentru Blanc să-și ia acel lux sfârșit de săptămână la plajă. Sau doar să-și sape gropi. Trebuie să o alertăm pe regină. Asta ar putea fi o problemă. Regină Elion, aceștia sunt părinții tăi și cu tine. Înălțimea ta, Elion, te rog, trebuie să te trezești. Trill! Este vorba de Phobos, Elion, fratele tău a evadat. Doar ți-ai făcut cușca mai mare, Phobos. Nimic nu poate deschide această poartă din interior. Sandpit! Ai făcut bine, Raitor. Stăpâne, ce ai de gând cu Lord Cedric? Presupun că ar trebui să iert încălcările legii din trecut, așa cum le-am iertat și pe ale tale, except în faptul că eu nu le-am iertat pe ale tale, draga mea. Nu, stăpâne, te rog. Aclamați-l toți pe prințul Phobos. Acum, la palat. El s-a uitat la mine, s-a uitat la mine! Dar nu m-a văzut. Avem o situație. Nu, nicio situație. Gardienele sunt împrăștiate peste tot. Bine, caută chintesența. Wow! Terani, această excursie este despre frumusețile naturii. Fără telefoane celulare, fără tehnologie, înapoi la natură. Haide, trebuie să urcăm pe munte. Wow, Will, privește astea. Da, sunt cam blănoase. Susan, Will, imaginați-vă să dau de voi aici înăuntru. Te rog, ar trebui să cred că este o coincidență. Ai dreptate, draga mea, nu este. Deci de fapt tu nu știi cum să te întâlnești cu mama mea, fără să o minți pe mine despre acest lucru. Îmi pare rău. Will, minciunile au fost ideea mea. Erai atât de supărată în legătură cu întâlnirile noastre. M-am gândit să văd mai întâi cum merg lucrurile. Și presupun că asta înseamnă că merg bine. Dă-i o perioadă de timp. Înainte ca spectacolul de lumini din planetarium să înceapă, vă rugăm să închideți toate pagerele și telefoanele mobile. Nu-l închide, Will! Dacă te caută mama ta! Acum știu că te închid. Hei, ce-ar fi să săpăm după scoici? Toți patru, ca o familie! Da, sunt alergică la scoici. De când? Chiar din acest moment. Alo, Asociația Alergicilor la Scoici? Irma, mulțumesc! Nu am putut să luăm legătura cu ei sau Dani! Aileen, calmează-te! Ce ai pățit? Phobos a evadat! Trebuie să te întorci aici înapoi! Nu că nu mi-ar plăcea să mă lupt cu forțele răului, dar... Nu, mami! Și bocancii negri și pantofii roșii de lac! Da, parcă sunt cam departe! Ce ai de gând să faci? Să mergi pe jos până la Hatterfield? Nu știu! Mă pregătesc doar! Voi căuta o soluție! Nu mă pot gândi la nimic! Este așa cum a fost. Plecat în fața puterii războinicilor prințului. În curând, palatul va fi al tău. Niciodată! El are dreptate. Apărările noastre erau programate în jurul puterii lui Elion. Nu putem ține poarta. Thank you.
prost, preia comanda lui Gargoyle și Ludens și apără această poartă. Stăpâne, așa vom face. Ceilalți cavalerii mei, urmați-vă prințul spre victorie. Ah, copil nesuferit, nu încetezi niciodată din plâns. Unde-i Trill? Da, vreau să fie schimbată. Tu ești consort, acum. Nu mă face să aștept din nou, Trill. Sau mă vei obliga să te pedepsesc din nou. Nu, înălțimea ta, nu te rog. Trebuie să ascult acest plâns continuu? Phobos? Nu, prețiosul meu copil. Ei bine, luați-o de aici. Copil prost crescut. Dar tu, fiul meu, ești adevăratul moștenitor al inimii mele. Regina nu a fost niciodată mai vulnerabilă. Nu-ți fie teamă. Caleb îl va face pe Phobos să plece. Și chiar dacă el nu reușește... Dacă el nu reușește, atunci ne vom da viețile pentru a proteja pe fiica mea. La luptă, Stelmei! Tronul meu, în sfârșit! Retrageți-vă! Întâlniți-vă cu regina în orașul infinit! Deci, sora mea se ascunde de desubt. Ar putea să dureze săptămâni până o găsim acolo jos. Ea este acolo jos, nu e așa? Este în camera de meditație, unde nu o va găsi niciodată. Pot să dispun de acesta, stăpâne? Totul la timpul potrivit. Acum, mi-e dor de sora mea mai mică. Wow, bunico, ce altceva nu știu eu despre tine? O, mulțime de lucruri, atât de multe lucruri. Cum ar fi, de exemplu, Folding? Folding este pentru a traversa lumile între ele. Teleportarea este pentru viteză în interiorul unei lumi. Și orice gardian poate face acest lucru? Desigur, după o practică de 10 ani. Altfel te materializezi în meciul de lupte în noroi. Am fost murdară săptămâni în șir. Bine, bine, dar tu știi cum? Poți să iei și pe băieți. Nu sunt agățată în interiorul unei auramere. Teleportarea mea puizează forța vitală. Blanc poate doar să traverseze lumile pe unde a mai fost odată. O poate lua pe Irma, dar... Stai! Sunt agățată într-o aurameră. Împrumută forța vitală de la mine, suficientă ca să le iei pe Cornelia și pe Tarani. Aileen? Sunt bine, înainte. Și tu, Blanc, voi încerca din nou să o aduc pe Will. Imediat ce îmi trag răsuflarea. Trebuie să încep. Aileen, ce se întâmplă aici? Șt, trece aici! Ed, de ce nu mi-ai dat mai devreme acest mesaj? Dacă nu ești pe recepție pentru mama ta, de ce te-aș ajuta eu? Îmi pare rău, Aileen, voi fi chiar acolo. În sfârșit! Nota pentru mine! Data viitoare să ciupești mai mult forța vitală! Gardiene, uniți-vă! Și acum pentru reuniunea familiei.
Nu e reuniunea pe care am avut-o în minte. Ne gândeam mai degrabă să te reunim cu celula ta. Și în sfârșit, fetele... Cățelușul vrea o baie? Silicon plus temperatură înaltă egal sticlă, ții minte? Distrugeți cele mai slabe verici și restul va cădea imediat. S-ar putea să ai dreptate. Dar dacă eu sunt cea mai slabă verigă, atunci în mod sigur s-ar putea să ai probleme. Vei plăti pentru asta. Și plătești scump. Phobos, cine ți-a spus ție că poți să părăsești camera? Ia spune. Nu, nu mi-ai luat tronul a doua oară. Nu, tu nu vei. Cum a mers? A, doar l-am învins pe Phobos. De fapt, Hailey l-am învins. Eu? Aproape că l-am aruncat în aer. Ce? De unde vine aceea? Este vorba despre un băiat? Ce? Nu! Ei bine, de fapt, mi-a plăcut într-adevăr. Important este că a depins de mine pentru prima dată. Toată lumea era împrăștiată și... Iar tu i-ai adunat aici. Nu fără ajutorul tău. Crezi că avea nevoie de ajutor este ceva rău? Lucrând împreună găsești adevărata putere. Nu știu. Ești o bijuterie, Hailin. Neșlefuită poate, dar totuși o bijuterie. Într-o zi nu voi mai fi singura care să văd acest lucru. Nu-mi place să strig momentele fericite, dar cum face să ne întoarcem cu toții înapoi? No, te uita la mine. Corn, regina Elion, ce te-a supărat? Cum ați putut să mă mințiți cu toții în legătură cu părinții mei naturali? Noi niciodată! Cum poți să spui așa, o? Veira și Zaden erau oameni oribili, ei nu m-au iubit. Mama ta te-a iubit, ți-a lăsat acea piatră prețioasă. Ia-o înapoi, nu vreau! Puterile mele? Ce ai făcut? Această piatră prețioasă, o piatră prețioasă, veritabilă din coroana lui Veira, îți epuiza puterile de luni de zile. De aceea ți-am dat-o ție. Minți! Adevărata Trill mi-a dat-o! Unde este ea? Nu există niciun Trill. Nu a existat niciodată. Te-am servit pe tine așa cum l-am servit pe Phobos și rebeliunea, cu umilință, așteptând să vină această zi. Dar când piatra prețioasă a început azi dimineață să pulseze, am știut că a venit vremea mea. Nu mai aveam nevoie de cavalerii răzbunării. Tot ce mai rămăsese era să te conving să mi-o dai de bunăvoie. Din această cauză ți-am trimis viziuni false în legătură cu părinții tăi. Monstrule! Prea înceată la minte, copil prost crescut, inima meridianului este a mea!